Bine ați venit la etalarea pentru ascendent, lună, soare în fecioară și haideți să vedem ce avem pentru fecioară. Prima etalare întotdeauna este a voastră, cea de-a doua etalare este a persoanei la care vă gândiți sau poate fi cineva nou. Haideți să vedem ce avem pentru voi. Pentru fecioare. Magicianul. Wow! Și voi vă preluați controlul. Toată lumea preia controlul. Este energia voastră pentru că sunteți guvernați de Mercur. Haideți să vedem ce manifestați. 3 de cupe, fericire, 8 de spade, vom vedea de ce vă este teamă, iar aici aveți 9 de monede. La bază, 2 de cupe. Wow! Suflet pereche. Este vibrația sufletului pereche. Foarte frumos. 4 de săbii, moartea, wow, asta este o mare transformare, este o relație în secret aici, este o nouă iubire, este ceva care nu o puteți explica, este ceva legat de psihic, intuiție, ceva care este venit dintr-o altă viață. Chiar aș dori să văd ce veți schimba aici, pentru că aveți cartea Scorpionului Moarte. Vom vedea acum. Ce vrea să-mi spună magicianul? Wow! Cu siguranță este un nou început aici pentru voi. 2 de bâte. Va trebui să știți unde veți merge mai departe. Pentru că aveți 2 de bâte, 4 de bâte. Este extraordinară energia pentru că 4 de bute de fapt va aduce o călătorie peste hotare sau pur și simplu este un mare succes. Nouă de monede, eremitul. Ați venit în etalarea voastră. Asta înseamnă că preluați cu siguranță controlul asupra vieții voastre și a tot ceea ce vi se întâmplă. Fascinant. 2 de cupe. Un nou început. Fecioarele au un nou început. Iar aici, bineînțeles, vă preocupă cariera, banii. Cealaltă persoană. Și ceva se repetă. Vedeți? Acest ceva pe care îl aveți aici se repetă. E ceva care trebuie să se repete și să aibă loc. Este destin. Pentru că ceea ce văd aici este de fapt ceva care se repetă. Echilibru, poate fi un săgetător.
Ascendent, lună, soare în săgetător, care efectiv aduce echilibru în viața voastră. 8 de spade, le este teamă de ceea ce simt, la fel și voi. 4 de monede, s-au blocat, de fapt, în vibrația pe care voi o aveți față de ei. Iar aici, 9 de monede, simt că există obstacole în a veni către voi. Dar, de fapt, ei sunt regele de monede. Este ceea ce ați așteptat. Universul asta vă oferă. Ce reprezintă pentru ei 8 de spade? 8 de cupe. Vor pleca dintr-o situație care efectiv nu își doreau, dar parcă li se impunea, pentru a îmbrățișa iubirea. Dar în același moment, îndrăgostiții, nu uitați că este cartea gemenilor și aici vor trebui să iau o decizie. Ce trebuie să știți? Să punem întrebarea, ce trebuie să știți în legătură cu această carte? Ce trebuie să știți? Vom avea două cărți. Soarele și 6 de cupe. Trebuie să știți că a fost cineva dintr-o viață anterioară, karmic voi vă reîntâlniți, ați fost împreună, 6 de cupe, și că în mintea lor acest soare e posibil să fie lumina pe care ei o simt acum în momentul în care voi ați intrat în viața lor. Pentru că ei aveau de gând să călătorească sau că vor călători. Pentru că Saturn asta este. Un nou ciclu de viață, dar în alte circumstanțe. Ceva care este total diferit. Marea surpriză, perechea. Marea surpriză este perechea. Deci, cu alte cuvinte, nu este numai energia soarelui, ci este o energie peste înțelesul fiecăruia. Vibrația divinității, Dumnezeu vă aduce împreună. Ce vrea să-mi spună nouă de bâte? Acolo unde se simțea blocat, simțea că nu mai merge nimic, într-un drum scurt, vă întâlnesc pe voi. Și totul se deschide. Dar au luat-o ca pe ceva la care ei, de fapt, se gândeau, dar nu le vine să creadă. Voi, 7 de cupe, pajul de cupe, trezirea. Era motivația de a vă trezi și voi din amorțeală. 4 de bâte, 10 de bâte, un succes după o mare, mare greutate, cu un nou început și dorințele realizate. Ei călătoresc către voi, iar aici aveți o relație pe lungă durată. Da. Asta este. 2 de cupe și hierofantul. Puterea. Va trebui să rezistați în fața multor obstacole. Va trebui să rezistați în fața la toate aceste obstacole. Haideți să vedem ce vrea să ne spună persoana cealaltă. Foarte interesantă etalarea voastră.
Și încă o dată, energia voastră este prezentă peste tot. Ați avut eremitul și 9 de monede și magicianul. 9 de monede este din nou energia voastră. Ce gândește cealaltă persoană și care sunt intențiile acestei persoane? Am senzația că este cineva nou, ceva pasional. Regele de monede, iar aici voi lua exact ce se vede, Saturn și 10 de monede. Un nou ciclu de viață, o familie. Sunteți priviți ca pe o împărăteasă. Regele de bâte. Multă, multă, multă pasiune. Neîncetat așteaptă mesajele voastre. Fecioarelor, sunteți norocoase. Dacă aveți acest mare noroc, trăiți-l. 5 de bâte. Față în față cu un fapt împlinit. Sau poate fi concurența, cineva care încearcă să reintre în viața voastră, dar este la energia unui copil. Nu poți să abordezi o persoană în momentul în care ai de-a face cu un rege și cu un paj. Aici este imaturitate, aici este total diferit de energia respectivă, iar aici este un nou început cu acest rege de bute, pasiune, care poate fi aceeași pasiune a acestui rege de monede. Este destin aici. Încă o dată apare Saturn prin cartea lumii. Regele de monede, 4 de cupe, face atât cât poate, deci nu poate mai mult de atât. Posibil ca persoana respectivă să țină încă, să aibă în minte o călătorie. O călătorie peste hotare, o călătorie peste o altă lume, genul acesta de energie. Iar aici, îndrăgostiții, pentru o uniune, 2 de bâte, ceea ce ar fi fost să fie sau este persoana cu care ar trebui să meargă mai departe ca familie. Haideți să vedem dacă este pentru voi sau pentru o altă persoană anume. Mai întâi clarificăm. 7 de cupe. Sunt confuși. Încearcă să meargă pe această energie. Ce înseamnă pentru ei acest 4 de bute și... Wow! Zece de bute, 3 de spade și justiția. E un fel de promisiune de a călători peste hotare sau genul de a avea o uniune cu cineva peste hotare, dar de fapt acel ceva a fost ceva fake, fals. Foarte fals, dacă se poate spune așa ceva, sau mai bine zis, iese la iveală o realitate pe care ei poate au încercat să o ascundă. Doi de bute și 8 de monede și încercau să facă ceva posibil, dar nu au fost atrași. Îndrăgostiții, luna, 5 de monede, regele de spade și asul de săbii. Asta îmi spune că constant va trebui să aibă o comunicare și
cu siguranță au o confesiune, un adevăr din partea unei persoane. Cu alte cuvinte, e un fel de... și-au luat de pe inimă ceva care trebuia spus. Și cred că veți avea parte cu siguranță de o confesiune din partea acestei persoane. Iar dacă este vorba despre cineva care fusese de fapt inversat în etalare, cred că... Haideți să văd pe mai aici. 8 de cupe, da. Posibil să fie energia unei retrageri sau de a pleca dintr-o relație. Voi. Marea Preoteasă. 5 de săbii. 4 de săbii. Puterea. Wow! Treziți, văd treziți la realitate. Wow! Asta înseamnă o reconciliere la care nu v-ați așteptat. Pentru că aveți senzația că cunoașteți această persoană. 5 de spade, 3 de monede și împărăteasa. Veți avea această confesiune despre cineva sau ceva. Dar nu vă supără absolut deloc, pentru că ați intuit acest lucru, îl știți, este un adevăr, acceptați acel lucru și mergeți mai departe. Marea Preoteasă voi, dar aveți victoria de partea voastră. Era de așteptat. Puterea. De ce am spus era de așteptat? Pentru că știam de la bun început, în momentul în care aveți foarte multe energii bazate pe vibrația voastră, mai ales din arcana majoră, voi sunteți cei care veți lua decizia și veți trimite acea vibrație acolo unde doriți, unde vă rugați. Este ca și cum vizualizați victoria respectivă. Iar aici ați intrat. Deci în momentul în care am spus acest lucru, ați revenit iarăși. Voi controlați energiile respective. Ceea ce face ca totul să se întâmple în acord cu ceea ce iubiți cu adevărat, pentru că aveți asul de cupe și împărăteasa. Și este extraordinar de frumos. Este iubire pură. Și e un fel de protecție. Sunteți protejați. Oferiți protecție, dar sunteți și protejați. Voi. 9 de spade și acest nou început pe care l-aveți. 9 de spade. Fie voi, fie persoana cealaltă, e un fel de a fi în continuu în gândurile voastre sau pur și simplu, schimbați, nu este ceva rău. Este o insomnie, să zicem, a iubirii. Deci nu este ceva rău. Iar nebunul, cu siguranță, aveți de-a face, poate, pentru unii dintre voi, noul acesta de spade și nebunul, cu cineva imatur în viața voastră care s-a terminat ceva toxic, treiul acesta de spade, și singura șansă de a merge mai departe este de a ieși, de a accepta, pentru că aveți judecata și 8 de cupe. Dar pentru voi este îndeajuns. Deci, pentru voi aveți victorie, luați decizia, este ceva venit de la univers, ceva care se va reabilita sau se va aranja, mai bine zis, acum pentru voi. Haideți să vedem ce avem pentru voi. Sentimente romantice cu o persoană anume, pasiune, e normal să te bucuri de așa ceva. Aveți o atracție extraordinară, meritați iubire și posibil ca persoana respectivă să fie de o altă religie sau poate vine dintr-un loc total diferit de felul cum sunteți voi sau cultura acelei persoane. Dar e
foarte multă pasiune aici. Foarte, foarte multă pasiune. Iar aici aveți decepția în ceea ce am văzut un pic mai înainte. Deci ați văzut măștile care se poartă într-o relație din trecut, care se amestecă acum în prezent, dar de fapt acum vine ceva foarte frumos în viața voastră și ar fi păcat să o pierdeți, pentru că, vedeți voi, voi iubiți pe toată lumea și meritați iubire. Foarte multă pasiune. Numai bine, la revedere, ne auzim!